Mulțumesc. Inițial s-a vehiculat ca și termen de integrare în zona euro 2019. A fost un termen înaintat atunci prea optimist, aș spune chiar nerealist. 2019 este exclus pentru noi, dar România are în continuare acest obiectiv strategic de aderare la zona euro. Când se va întâmpla acest lucru, trebuie să stabilească în primul rând specialiștii care pot evalua în ce măsură România îndeplinește criteriile, în ce măsură este realmente pregătită economia românească, fiindcă o aderare care se produce prea repede poate să fie în detrimentul economiei românești și acest lucru evident că nu este de dorit. Deocamdată nu avem un orizont nu de timp. Nu avem o țintă fixată.